după părerea mea, și pot să repet doar părerea mea, în Parlament nu trebuie să se voteze vinovăția sau nevinovăția. Acest lucru, vinovăția sau nevinovăția unei persoane și a unui parlamentar și a unui fost ministru și a unui actual ministru, se stabilește numai în instanța de judecată. Situația la care s-a ajuns acum în speța senatorului Oprea este o situație care nu poate fi ușor detenționată și nu poate fi ușor rezolvată. Nu sunt convins că există posibilitatea procedurală să se reia votul în Senat, dar există posibilitatea pentru persoana implicată să demisioneze dacă vrea să detenționeze situația. Și vă spun, am fost foarte îngrijorat când am văzut câtă lume a ieșit să protesteze. Și pe bună dreptate, oamenii sunt revoltați. Adică cum își permit parlamentarii să protejeze pe cineva printr-un vot, dacă omul este nevinovat? Nevinovăția lui se va arăta în instanță. Sunt foarte trist, mâhnit, că Senatul, după atâtea și atâtea discuții pe această temă, nu a înțeles despre ce e vorba. Senatorii în continuare votează la comanda partidului din care fac parte, fără să țină cont de nevoia de transparentizare și deschidere, inclusiv în Senat. Avem atâția oameni acolo în Senat care au un discurs deschis anti-justiție. Este revoltător. Și cred că odată și odată trebuie să înțeleagă alegătorul că de el depinde.